Locuințele au devenit un lux pentru gorjeni. Sunt puțini cei care își mai permit să-și cumpere o casă. În general, oamenii optează pentru ceva ieftin, și anume apartamentele cu cel mult două camere. Da, în general, tinerii sau există cerere pe piața imobiliară de achiziție de locuințe. Tinerii, în mod special, își caută o locuință, da? Dar foarte mult se merge pe aceste credite ipotecare, creditele imobiliare, care le acordă băncile, fiind sume mari în joc, oricum. Prețurile locuințelor diferă în funcție de zona în care sunt amplasate, dar și de spațiul locuibil. De exemplu, o garsonieră poate ajunge până la 25.000 de euro. Bine, dacă ne referim la apartamente care încep de la o cameră, garsonierele, până la 3-4 camere, cele mai mari apartamente, deci aici trebuie să facem discuția, funcție și de preț acum și de cât, adică, cât, ce buget au fiecare, bugetul care li se acordă de bancă, să zic așa, creditul respectiv. În general, tinerii optează pentru o cameră, două camere și apoi cele cu 3-4 camere se vând mai greu, adică se caută mai puțin. Prețurile fluctuează sau diferă în funcție și de zonă. În primul rând, pe centru mai scump, pe celelalte zone scade cât de cât. Acum, să vă dau așa o medie între, deci eu, garsonier confort 1, așa, aparte cu cameră, cum vă ziceam, se undeva, vă zic, în euro sau cum, în jur de 20.000-25.000 de euro. Cetățenii sunt foarte sceptici atunci când vine vorba de cumpărarea de locuințe. Unii spun că la cât de mici sunt salariile, tinerii nu vor avea nici cea mai mică șansă de a avea o casă. În mod obiectiv, oamenii, dacă nu au serviciu, nu-și găsesc serviciu, nu pot să-și cumpere, mai ales tineretul. În vreme ce, dacă luăm în calcul factorii subiectivi, sunt unii care nu vor pur și simplu să muncească nicăieri și ca atare consecința este faptul că nu pot să-și cumpere. Nu-și pot permite să cumpere. Cu ce să cumpere dacă n-au? Eu am un copil care n-are servicii și îl țin eu din pensia mea. E bine? Așa, nu e bine. Agenții imobiliari spun că, raportat la anul trecut, când piața imobiliară a suferit o creștere ușoară, în acest an puterea de cumpărare scade, iar numărul tranzacțiilor este mai mic.